Sunt Maria Cinarjiga, vă salut cu drag și vă invit în continuare la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Vă reamintesc înainte că ne puteți urmări ca de obicei live și online pe portalul video al televiziunii române, tvrplus.ro, iar pagina Facebook și canalul YouTube al emisiunii vă așteaptă cu o selecție de materiale din cadrul emisiunilor noastre. Astăzi vorbim despre un eveniment tragic din istoria poporului ucrainean. Holodomorul sau Marea Foamete Deliberată din anii 1932-1933, precum și despre semnificațiile adoptării declarației politice referitoare la comemorarea Holodomorului de către Parlamentul României, la inițiativa deputatului din partea minorității ucrainene Nicolae Miroslav Petrețchi. Vom continua cu un material despre Muzeul Evreiesc din Târgu Mureș, iar la final vă invităm să cunoașteți duetul canadiano-ucrainean Balaclava Blues, care a ajuns și la Cluj într-un alt noiembrie, acum câțiva ani, un proiect muzical inedit al lui Marc și Marișca Marce, cu un mesaj foarte actual în contextul războiului din Ucraina. În fiecare an, în ultima sâmbătă din noiembrie, ucrainenii de pretutindeni, inclusiv cei din România, comemorează victimele Holodomorului, Marea Foamete Deliberată din anul 1932-1933, una dintre cele mai cumplite perioade pe care poporul ucrainean a fost nevoit să le traverseze de-a lungul istoriei sale contemporane, fiind supus unei acțiuni de exterminare în masă prin înfometare. Anul acesta, în contextul comemorării a 90 de ani de la declanșarea acestei mari terori, la inițiativa președintelui Uniunii Ucrainenilor din România, deputatul Nicolae Miroslav Petrețchi, miercuri, 23 noiembrie, Parlamentul României, plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului, a adoptat declarația politică referitoare la comemorarea Holodomorului din anul 1932-1933 din Ucraina, recunoscându-l drept crimă comisă împotriva poporului ucrainean și a umanității. Alături de mine în studio se află domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, inițiatorul acestei declarații. Bun găsit, domnule deputat! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Este, cum spuneam, în contextul comemorării a 90 de ani de la declanșarea acestei terori în masă, Holodomorul din anii 32-33. Iată că se întâmplă un moment istoric, recunoașterea în Parlamentul României, adoptarea acestei declarații, până la urmă, prin care se recunoaște Holodomorul în România. Ce reprezintă mai exact adoptarea acestei declarații și aș vrea să ne povestiți puțin și drumul parcurs ca să ajungem în acest moment, că au fost, știu că mai multe inițiative, mai mult lobby pe care l-ați făcut chiar și dumneavoastră, personal, ca deputat, ca președinte al Uniunii Ucrainene de România de-a lungul anilor, ca să ajungem la acest punct foarte, foarte important. Într-adevăr, când discutăm despre Holodomor, discutăm despre poate cea mai tragică pagină din istoria contemporană a poporului ucrainean, pagină care, ca urmare a represiunilor și colectivizării forțate din anii 32-33, au decedat aproximativ în câinuri groaznice 10 milioane de ucraineni. Bineînțeles, când discutăm despre Holodomor și despre repercursiunile acestuia asupra poporului ucrainean, practic acestea nu erau doar de a vădi sau de a afecta populația, în special din mediul rural, ci însăși de a distruge elita ucraineană, cultura ucraineană. Cu alte cuvinte, în toată acea perioadă putem să vorbim despre o rusificare forțată a poporului ucrainean. Mai mult decât atât, vârful acestui tragic eveniment, acestui genocid, putem să-i spunem, a fost atinsă în iarna anilor 32-33, când însăși au fost trimiși reprezentanții ai Partidului Comunist pentru a strânge inclusiv recolta de sămânță, chiar și furajele pentru animale, astfel încât populația să nu poată să supraviețuiască. Mai mult decât atât, în acea perioadă a fost interzisă inclusiv deplasarea ucrainenilor de la o localitate la alta pentru a-și putea procura hrană.
Din păcate, ceea ce am văzut atunci în anii 32-33, într-o oarecare măsură putem să vedem și astăzi în Ucraina, după 9 luni de la începerea războiului ca urmare a agresiunii Federației Ruse în Ucraina. Practic, și acum putem să observăm modul brutal în care sunt atacate localitățile sau populația civilă, infrastructura civilă, fiind afectate de asemenea viața ucrainenilor. Astfel, Uniunea Ucrainenilor din România, încă de la înființare, în toate filialele sale, în toate organizațiile sale, în ultima sâmbătă a lunii noiembrie, comemorează această tragică pagina istoriei ucrainene prin evenimente specifice. Mai mult decât atât, în ultimii ani, de când reprezint comunitatea ucraineană în Parlamentul României, în fiecare an de la tribuna Parlamentului și nu doar, prezentam date referitoare la Holodomorul anilor 32-33, iar astăzi, când discutăm despre 90 de ani de la tragicul acestui eveniment, adoptarea acestei declarații care recunoaște Holodomorul ca și o crimă împotriva poporului ucrainean și împotriva umanității, este, dacă vreți, un mesaj puternic din partea României față de Ucraina și poporul ucrainean greu încercat. Și mai mult decât atât, cunoaștem că pentru ca noi, actuala societate, să nu repetăm greșelile trecutului, este extrem de important să ne cunoaștem trecutul. Și, practic, prin această declarație a fost prezentată această pagină neagră a istoriei ucrainene și ceea ce m-a surprins într-un mod plăcut, dacă putem să vorbim despre asta. Ați depus în octombrie acest proiect al declarației politice de condamnare a foametei deliberate din anii 32-33. Cum a fost acest proces, practic, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte și despre procesul prin care am ajuns în acest punct în care s-a recunoscut oficial și a fost adoptată această declarație? Procesul este unul asemănător cu cel al unei propuneri legislative. Cu alte cuvinte, se depune o inițiativă către birourile reunite ale celor două camere, ale Senatului și Camerei Deputaților, după care acea propunere ajunge la comisiile de specialitate, atât din Camera Deputaților cât din Senat, după care, bineînțeles, din nou la birourile permanente reunite și la plen. Un lucru care m-a surprins într-un mod plăcut, dacă și revin aici puțin la discuția anterioară, dacă putem să vorbim de lucruri plăcute, a fost faptul că dezbaterile legate de acest subiect au fost dezbateri care au durat aproximativ o oră și, practic, toate formațiunile politice prezente în Parlamentul României au susținut această declarație. Cu alte cuvinte, putem să discutăm că adoptarea acestei declarații a fost, practic, adoptată cu unanimitate de voturi. Un singur parlamentar s-a abținut la acest vot și, încă o dată, reiterez, prin asta se observă semnalul puternic pe care Parlamentul României îl adresează Ucrainei și poporului ucrainean. De altfel, Parlamentul României s-a numerat printre primele parlamente ale lumii care a condamnat în termeni foarte duri agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei încă în 28 februarie anul curent. Practic, România trasează o nouă linie de demarcație, dacă putem spune așa, cu trecutul și se angajează în continuare și mai mult în construirea acestei narațiuni europene, cum este anumită comune, care să condamne criminalii și care să onoreze victimele regimurilor totalitare. Practic, ce am văzut și, mă rog, am auzit legat de teribila tragedie de la începutul anilor 30 ai secolului trecut, a fost un atac nemilos la dreptul de viață, la viața al poporului ucrainean. Ceea ce, practic, putem zice că vedem și astăzi în Ucraina, care este atacată într-un mod foarte, foarte brutal. Și revenind puțin la la ce înseamnă, ce semnificații are Holodomorul, puteți să ne spuneți puțin despre contextul social și politic, să revenim puțin la din acea perioadă care a dus la Holodomor. Să începem poate chiar și cu cuvântul Holodomor în sine, ce înseamnă exact. Însăși
cuvântul, etimologia cuvântului holodomor, holot, care înseamnă foamete, și mor, pieirire, practică masă, chiar de aici și vine acest termen. Așa cum am spus și la începutul intervenției, toată această măsură a fost fac să distrugă populația ucraineană în chinuri extrem de brutale prin înfometare. Ce poate să fie mai groaznic decât să mori în chinuri groaznice de foame? Așa cum am spus, au fost practic tăiate toate posibilitățile poporului ucrainean de a trece de acea grea perioadă, de acea grea iarnă. Așa cum am spus, inclusiv le-a fost interzisă deplasarea sau inclusiv au fost condamnați la moarte cetățenii ucraineni care erau găsiți cu provizii cât uși de puține în casă, iar faptul că inclusiv au fost confiscate și acele furaje pentru animale denotă faptul că au fost utilizate toate pârghiile posibile pentru a extermina, cu alte cuvinte, poporul ucrainean. Aceasta în contextul, poate ar trebui să menționăm că în contextul în care înainte, în anii 30, a fost ai secolului trecut, Uniunea Sovietică avea nevoie să câștige simpatia populației noului stat comunist și atunci au fost cumva introduse anumite politici de promovare a reprezentanților națiunilor titulare ale republicilor sovietice, ca și a minorităților naționale. Dar a fost totul, renașterea aceea națională a ucrainenilor cumva a ajuns să deranjeze, ca să spunem așa, și astfel s-a ajuns la aceste acțiuni atât de drastice ale lui Stalin până la urmă. Cu alte cuvinte, lucruri asemănătoare vedem și astăzi, adică dorința poporului ucrainean de a face parte dintr-o lume civilizată, o lume liberă, a dat naștere ceea ce vedem noi astăzi, dar am ferma convingere că, la fel cum nu a putut fi distrus poporul ucrainean, națiunea ucraineană, însăși cultura ucraineană în acea perioadă, cu siguranță nici în zilele noastre nu o să poată să reușească Federația Rusă acest lucru. Și ceea ce este important pentru noi este ca tocmai aceste momente tragice să le prezentăm într-un mod cât se poate de real, de clar, astfel încât tânăra generație să le cunoască și, așa cum am spus, să nu fim predispuși în a repeta acele greșeli. De altfel, Uniunea Ucrainilor din România, așa cum am spus, încă de la înființare, organizează în toate filialele sale astfel de evenimente. Au fost foarte multe evenimente de-a lungul anilor, inclusiv dezbateri, conferințe legate exact de tema Holodomorului, în care au fost prezentate lucrări științifice, pentru că, după cum menționați și dumneavoastră, au fost anumite date la care nu am avut acces, dar de-a lungul anului, pe parcurs, au început să fie mai mare accesul în anumite arhive și să se descopere. De aceea, apropo de numărul de victime, poate nu vom și niciodată cu siguranță care a fost, că tot timpul s-a vehiculat, dar oricum era de ordinul milioanelor și iată acum spuneați de cifra aceasta de 10 milioane la care cumva ajung cercetătorii, o cifră imensă. Imensă și care este pe baza unor cercetări, pe baza unor documente din arhivă la care au ajuns în sfârșit să aibă cercetătorii acces. De altfel, și noi, Uniunea Ucrainilor, lucrăm în momentul de față la organizarea unei conferințe care va avea ca temă tocmai Holodomorul, tocmai în ideea de a prezenta publicului larg ce a însemnat acea perioadă pentru poporul ucrainean și ceea ce este și mai important, o să fie invitați oameni de specialitate, oameni de știință care vor prezenta toate aceste date și, bineînțeles, ultimele documente relevante pentru acea perioadă și, așa cum am spus, în fiecare an, mai nou, inclusiv sâmbătă, duminică și în perioada aceasta, în săptămâna aceasta, toate organizațiile noastre, toate filialele noastre au organizat și vor organiza evenimente specifice. Aici discutăm despre evenimente care sunt organizate în parteneriat cu școlile, unde este predată limba ucraineană, în parteneriat cu bisericile ucrainene din absolut toate colțurile țării și, nu în ultimul rând, împreună cu refugiații ucraineni care se află temporar în țara noastră și îmi pare bine
că am găsit această deschidere și de fiecare dată la evenimentele organizate de Uniune legate de Holodomor sunt prezenți reprezentanții statului, autorităților publice, centrale și locale, ceea ce denotă încă o dată respectul și susținerea față de poporul ucrainean și față de Ucraina în această grea perioadă. România, aș reveni puțin la România și la acest moment important de recunoaștere a Holodomorului. S-a alăturat astfel la peste 20 de state, dacă știu bine, care au recunoscut. Asigur că acum formulările poate diferă. Unii au recunoscut chiar ca și genocid. Unele state au recunoscut chiar ca și genocid Holodomorul, altele ca și crime împotriva umanității. Este... Cum vă gândiți dumneavoastră să continuați acest demers cumva care a început acum de recunoașterea Holodomorului pentru a introduce poate, de ce nu, în școli studierea Holodomorului, care este pentru astfel încât și generația tânără, cum spuneați și menționat, să afle mai multe. Sigur, acum probabil și în cadrul acestor evenimente pe care Uniunea Ucrainenilor le-a organizat și anul acesta și în anii anterior, au fost prezenți și tineri care au putut să afle mai multe despre Holodomor. Cum vedeți în viitor acest lucru ar fi posibil pentru introducerea poate în școli a studierii Holodomorului? Pentru un moment este extrem de important faptul că tot mai multe state recunosc Holodomorul ca un genocid împotriva poporului ucrainean și aici discutăm despre Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Belgia, Finlanda, Cehia, discutăm despre organizații internaționale cum este bineînțeles UNESCO, Organizația Națiunilor Unite, Parlamentul European, adică instituții importante. Importante, exact, instituții extrem de importante la nivel mondial și ceea ce este, din punctul meu de vedere, extrem de important este ca la evenimentele organizate cu această ocazie să ia parte și tânăra generație, lucru pe care noi îl facem de ceva timp și probabil ați și putut observa în activitățile pe care le-am organizat cu ocazia comemorării victimelor Holodomorului anilor 32-33. La toate aceste evenimente au fost și foarte mulți tineri. Adică este extrem de important ca ei să cunoască această latură a istoriei și ceea ce este mai important să ia atitudine față de acele vremuri și să omagieze victimele Holodomorului și, repet, mă bucur că am avut susținerea și a cadrelor didactice și a tinerilor elevi. Cu alte cuvinte, observăm că îi interesează această pagină a istoriei noastre și sunt ferm convins că alături de această tânără generație o să facem în așa fel încât ororile acelor timpuri să fie de mult apuse. Am putut și să și urmărim câteva imagini de la evenimentele recente, evenimentele care au avut loc chiar în acest weekend, în acest sfârșit de săptămână, pentru că, așa cum spuneam, comemorarea are loc în fiecare an, în a patra sâmbătă din luna noiembrie. Acest lucru care a fost în Ucraina stabilit în 2006 încă și de atunci în fiecare an ucrainenii de pretutindeni marchează, comemorează victimele Holodomorului în patra sâmbătă. Ce fel de evenimente mai exact au avut loc în acest sfârșit de săptămână și dacă mai urmează poate și altele? Așa cum am spus, în momentul de față lucrăm la organizarea conferinței dedicate Holodomorului sau mai exact a comemorirea 90 de ani de la începerea Holodomorului, anilor 32-33. În toate filialele și în toate organizațiile Uniunii Ucrainilor din România au fost organizate deja slujbe de comemorare a victimelor Holodomorului. Am discutat despre evenimente specifice în care a fost prezentată istoria acelor vremuri, cum au decurs toate acele evenimente anilor 32-33, care a fost, bineînțeles, cu ce scop a fost organizată acea colectivizare forțată pentru exterminarea populației ucrainene și, bineînțeles, aici discutăm și despre
evenimente tematice organizate cu, împreună cu tinerii ucraineni sau tinerii care studiază limba ucraineană. Și aici, bineînțeles, au fost organizate în parteneriat. Este și un eveniment, mă scuzați, acum văd niște imagini, aprinde lumânarea Zapalesvici, cu care este tot așa, fiecare este cumva o acțiune din asta, un fel de flash mob, așa, care îi leagă pe ucrainei de pretuini sau pe oricine care practic vrea să aprindă o lumânare în memoria acelor victime care practic au fost puse în gropi comune, pentru că și n-a fost, apropo de lumânare, n-a fost nimeni să le aprindă lumânarea creștinește, așa cum este important pentru creștini. Și ce este mai important este, sau de asemenea important este că toate aceste evenimente sunt organizate în parteneriat cu administrațiile publice locale, cu cele județene și, bineînțeles, cu cele centrale. Spuneați, această conferință pe care o pregătiți va avea loc anul viitor? Cel mai probabil va avea loc în luna ianuarie, deoarece însă și evenimentele ocazionate cu ocazia sărbătorilor de iarnă nu credem că se potrivesc cu o astfel de conferință, dar imediat după, în a doua jumătate a lunii ianuarie o să fie organizată o astfel de conferință. La care intenționați bine să invitați cercetători, oameni care s-au ocupat de studierea Holodomorului. Da, sunt e un moment de asemenea foarte important. Un ultim gând, o ultimă concluzie, domnule deputat, legat de ce s-a întâmplat, despre acest moment istoric, repet, de recunoaștere de către Parlamentul României, de adoptarea acestei importante declarații prin care se recunoaște Holodomorul drept o crimă îngrozitoare împotriva poporului ucrainean, împotriva umanității. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Parlamentului României pentru susținerea și înțelegerea de care au dat dovadă și pentru modul în care sprijină Ucraina, poporul ucrainean, comunitatea ucraineană din România și cred că cunoașteți acel proverb, cu toții îl cunoaștem, prietenul la nevoie se cunoaște, iar România și de această dată a demonstrat că este un partener loial și de nădejde pentru Ucraina și poporul Ucrainei. Mulțumesc, domnule deputat. Felicitări încă o dată pentru acest moment important pe care pot să spun succesul care ați contribuit foarte mult și ne bucurăm foarte mult că în sfârșit s-a întâmplat acest lucru și România a recunoscut Holodomorul. Mulțumesc mult încă o dată. Eu vă mulțumesc. Stimați telespectatori, noi vom continua. Vă propun un material despre Muzeul Evreiesc din Târgul Mureș, un muzeu care prezintă istoria de 3 secole a populației evreiești din oraș. Modul original de prezentare oferă maximum de informații într-un spațiu minim, aflat în incinta sediului comunității evreilor de pe strada Aurel Filimon numărul 23. Vă propun așadar în continuare o vizită virtuală în acest muzeu prin intermediul materialului realizat de către colega mea, Andreea Ghiță. Un spațiu intim, aflat în incinta sediului comunității evreilor din Târgu Mureș, găzduiește un muzeu despre evreii trăitori de peste 2 veacuri în acest oraș transilvanean. Ideea de a avea un muzeu am avut-o de, să spunem, cel puțin 10 ani, însă ocazia s-a evit când această doamnă, Tușo Eterco, supraviețuitoare de Auschwitz, a murit acum un an. Când a auzit că noi vrem să facem un muzeu, a spus: de câți bani aveți nevoie? Am fost foarte mirați că nu toată lumea aruncă cu bani în noi și ne-a dat atâți bani cât am cerut și datorită ei există acest muzeu, a fost inaugurat în 2018. Prezența și destinul evreilor târgu mureșeni sunt ilustrate pregnant de o machetă a cartierului evreiesc realizată pe baza unei liste a evreilor deportați la Auschwitz în mai 1944. Lista a fost întocmită imediat după eliberare de către Lazar Schwartz, invalid din Primul Război Mondial și exceptat de la deportare. Afară este un panou care explică
prezența evreilor la Nazna, la vreo 10-12 km de oraș, care a fost a doua cea mai importantă comunitate după Alba Iulia, după ce evreilor i s-a permis să se stabilească în Transilvania. Din Nazna și Sâncrai, aici reprezentăm Nazna și Sâncraiu, evrei intră în oraș pe această cale. Actuala stradă Călărașilor, strada Morii, strada Oronianuș. Deci asta este zona preponderent locuită de evrei. Întrebarea se pune de ce? Pentru că era pe malul Mureșului, era o zonă inundabilă și aici terenul era mai ieftin pentru că oricând putea să fie inundat și așa cum s-a și întâmplat de către Mureș. Deci asta este zona în care vin prima dată evrei și se stabilesc în cea mai mare măsură și așa cum arată și practic aceste mici figurine, sunt acești evrei care vin, evrei meșteșugari, oameni simpli care lucrează pământul sau fac comerț, intră în oraș și în două, trei generații ajung niște evrei subțiri, orășeni, dar care în două, trei generații ajung și intelectuali. Avocați, medici, actori și așa mai departe. Și acum revin la lista domnului Schwarz Lazar. Deci acestea sunt acele străzi, acesta este strada Coșut, actual Călăraș, pe care erau peste 700 de evrei în această stradă. Strada Morii și așa mai departe. Și ideea a fost să facem ceva percutant. Marcăm prezența evreilor prin aceste luminițe. Vine luna mai 44, când evreii din oraș și din localitățile învecinate sunt strânși în ghetou și la sfârșit de mai și început de iunie, trei transporturi îi duc la Auschwitz. Și atunci am putut spune că luminile s-au stins în oraș. Nu mai sunt evrei. Am considerat că haideți să arătăm ceva și despre viața acestor evrei, nu numai despre moartea lor. Prezentăm vizitatorilor, le arătăm masa de șabat, le arătăm câteva din elementele religiei iudaice. Punctul, unul din punctele de atracție este Tora, este Biblia, cele 5 cărți a lui Moise. Mai încolo avem un exemplar din povestea Esterei, care este baza sărbătorii Purim. Le explicăm mai ales copiilor despre Talmud și ceea ce este interesant pentru mulți vizitatori ar fi acest album foto, ceea ce vedeți pe pereți. Această poză este din 1889 și o chema Rachel pe această fată. Iar dacă trecem în partea aceasta, avem fotografii interesante, avem boxeri, avem cercetași, avem muncitori, avem fotbaliști, toate categoriile profesionale, spunem noi, și le explicăm vizitatorilor, dacă mai e nevoie, că acești evrei sunt exact ca neevrei. Avem un colț al orășenilor evrei, cu obiecte din această perioadă, pianină, cu o cutie în care se afla cărbune și lemn pentru încălzit, că gazul se introduce abia în anii 30, în secolul 20, cu un secretar, cu telefon, aparat fotografic și așa mai departe. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am încercat, nu avem, evrei nu mai sunt. Evrei nu mai sunt și atunci am încercat ca de pe pereți să ne privească, să privească pe vizitatori, cei care au trăit în această comunitate. Avem diferite povești ale orașului, aici avem magazinele din Târgu Mureș, pe domnul Bürger, care a fost efectiv cel mai
bogat evreu la începutul secolului 20 datorită unei fabrici de bere pe care l-a avut și pe care băiatul lui a reușit să, care a devenit inginer chimist, a reușit să facă praf, l-a dus de, la faliment. Avem aici o piesă foarte interesantă, o piesă originală de la domnul Bürger, fabrica de Bürger, și care, ce este interesant, scrie numele Târgu Mureșu și este de 0,55, nu 0,500, nu un litru, de 0,55. Aici avem și ideea aceasta, designerului mi-a plăcut foarte mult, am câștigat un spațiu. Deci este o fereastră pe care au fost puse figurile conducătorilor celor două comunități, evreiască ortodoxă și status quo ante. Deci avem un spațiu câștigat și avem aceste figuri care lumina soarelui cum pătrunde, ca și cum ar fi de undeva de sus, m-ar urmări că domnul Gyuri, ai grijă ce spui. Deci parcă sunt supravegheat de către strămoșii mei. Acest Diamantstein deja este o rudă foarte îndepărtată de a mea. Acest tablou evocă sionismul din oraș, care a fost un centru foarte puternic și avem câteva personalități ale sionismului din oraș, cu tineri care se pregătesc pentru viața din Israel, adevărații pionieri ai Palestinei, adică a Israelului de azi. Câteva exponate evocă tragedia din mai-iunie 1944, când peste 7550 de evrei din Târgu Mureș și împrejurimi au fost deportați la Auschwitz. Printre ei s-au aflat și cei 348 de elevi ai școlii evreiești care au pierit în deportare. Pentru mine, cele mai emoționante fotografii sunt aceste două. Suntem în anul 44, aceste fete care sunt îmbrăcate în costume naționale, sunt surâzătoare, vesele, după îmbrăcăminte este vorba despre primăvara timpurie, martie, aprilie. Aceste fete nu știu că peste o lună, două, ele nu vor mai fi în viață. Acest dulăpior este rezervat obiectelor Holocaustului. Avem un Magen David, avem o carte poștală cenzurată pe care scrie mai multe limbi, că pe această carte poștală n-ai voie să scrii nimic, doar că ești sănătos și în bună stare. Dar era un semn pentru cei rămași acasă. Acest notes este al lui taică-meu, care a fost în muncă forțată și a fost un avocat, dar a fost un om foarte tipicar și a scris exact cine, ce instrument, ce unealtă a luat în ziua respectivă când mergeau la muncă, în tabăra de muncă forțată. Și poate cea mai interesantă piesă este acest ceașaf. A aparținut unei doamne, ea a fost la Bergen-Belsen. În momentul când a fost eliberată, în 45, la 22 de ani a avut 27 de kilograme. Imediat a fost internată la infermerie și de acolo a adus acasă acest ceașaf pe care se vede încă ștampila originală, Bergen. Comunitatea evrească din Târgu Mureș, drastic împuținată de Holocaust, a continuat să scadă numeric și în anii comunismului, când multe familii și-au construit viitorul în noul stat evreu. Cei rămași s-au dedicat păstrării memoriei evreimii Târgu Mureșene, care timp de peste două secole a jucat un rol important în viața orașului. Ne bucură că acest muzeu a intrat în conștiința unor anumite categorii de vizitatori, mă refer la școli. Anumite școli cu anumiți profesori ne aduc copii. Am avut copii de clasa 1, am avut și copii de clasa 0 și cu mare plăcere le povestim, sigur, atâta cât putem să le povestim despre anumite părți mai tragice. Și ei sunt foarte interesați și au întrebări neașteptat de interesante, ceea ce dovedește, pe de o parte, că nu știu nimic și, pe de altă parte, că această poveste pentru ei este interesantă și sperăm că și pentru adulți este câteodată interesantă.
Tot în luna noiembrie, dar în urmă cu câțiva ani, duetul canadian-ucrainian Balaclava Blues, un proiect al lui Marc Marcec și Maricica Marcec, a fost și în România cu un turneu în orașele Timișoara, Cluj-Napoca și București. Muzica lor este o sinteză a muzicii electronice contemporane amestecată cu folclorul vechi din Ucraina centrală și de est. Este un proiect care se desfășoară cu ajutorul unei instalații video care redă cadre document, fragmente din desene animate sovietice și inserții în limba rusă care, la acea vreme, atrăgeau atenția a spectatorilor asupra situației din estul Ucrainei. Iar acum, în contextul războiului din Ucraina, s-a dezvoltat acest proiect și continuă să fie o voce pentru ucraineni și pentru Ucraina. Cum s-a născut ideea proiectului despre cântecele tradiționale din zona Donbas, prezentă în proiectul inițial, despre limba ucraineană de la sate și alte proiecte muzicale, ne vor povesti în continuare Marc și Maricica Marcec. Eu vă mulțumesc că ne-ați fost și astăzi alături. Nu uitați că ne puteți găsi în continuare pe pagina noastră de Facebook, pe canalul YouTube al emisiunii, cu materiale care ne îndeamnă să învățăm unii de la ceilalți tot ceea ce este mai frumos și să conviețuim toți împreună în respect reciproc, înțelegere și bucuria de a fi înconjurați de diversitate și policromie. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc pace, sănătate și toate cele bune! Лестопаді канадсько-український дует «Балаклава Блюз» проєкт Марка та Марічки Марчик відвідав Румунію з першим туром в містах Тимішоара, Клуж, Бухарест. Поєднуючи електронну музику та народну пісню, гурт відтворює ті звуки, які щодня чують люди в зоні конфлікту на сході України. Їхня музика – це синтез сучасної електронної музики зі старовинним фольклором Центральної та Східної України. Виступ «Балаклава Блюз» – це не просто новаторська інтерпретація старовинних народних пісень. Їх особливість – це кліпи, в яких вони використовують архівні відео та кадри. Це проєкт, де виступ супроводжується відеоінсталацією документальних кадрів, фрагментами радянських мультфільмів та російськомовними вставками, акцентовуючи увагу слухачів на ситуацію на сході України. Як з'явилась ідея проєкту про народні пісні Донбасу, українську мову в селах та інші проєкти, далі розповідають Марк та Марічка Марчик. Ми українці, але ми живемо в Канаді, в Торонто. Тобто і музика наша є така сама мішана, як і наше життя. От, взагалі-то ми є проєкт «Балаклава Блюз», який присвячений Україні і базований на українській музиці, міксований на, якби, на американській музиці так само. І це проєкт, пов'язаний зараз з подіями, які відбуваються у Східній Україні. Ми з Марічкою познайомилися на Майдані під час революції. І наше життя, воно дуже пов'язане з тими подіями з війною в Україні. Тобто наше професійне життя, наше персональне життя, воно все в одне якось злилося от в цей проєкт. Ми взагалі-то музиканти, так що ми не приїхали, ми не прийшли на Майдан з політичними якимись намірами. Ми просто пішли почути, що відбувається, чому люди прийшли, якось познайомитися з людьми. І ми познайомилися з один одному і зрозуміли, що ми обоє, нам це цікаво. І коли все, коли розвивалося, погіршився стан на протестах, то ти розумієш, що ти не можеш якось, ти попадаєш там і ти не тільки починаєш брати участь, а ти розумієш себе краще, людей краще через ті загострені обставини.
І ми якраз вирішили в якийсь момент, що ну, ми хочемо це передати, цей загострений стан, ми хочемо це передати музикою. Ми хотіли розказати не тільки про війну в Україні, а взагалі-то через народну музику, традиційну, старовинну, показати, що Україна є чудова, українська культура є унікальна в світі, вона є прекрасна. От, і якби в такий спосіб сучасний розказати про сучасні події, навіть якщо вони і сумні, і не дуже веселі, але і представити українську культуру в світі. Саме блюз, балаклава блюз, бо в нас, ну, в принципі, немає жанру блюз. Ну, це більше електронна музика, пов'язана з народною культурою України. Але взагалі-то блюз, ну, це музика, яка передає історії, якісь дуже печальні моменти, болячі моменти. І людина, яка це розказує або співає, вона це передає таким чином, що слухач може від того сили набирати. Може зрозуміти, щоб було якесь співчуття, розуміння і конкретна сила, яка вона відчуває себе більш людиною, і що вона може це перемогти і щось красиве створити. У нас проєкт саме про те, щоб взяти цю всю боль, яка назбиралася через українську народну культуру, яка далі існує в Україні через війну, і її передати людям і з неї зробити силу. Народна музика – це наше натхнення з Марком. Це те, чим ми дихаємо, живемо. Це те, що дає нам енергію взагалі робити щось. І ми зрозуміли, що там в народних піснях закодована неймовірна сила наших людей, які просто з землі української йде. От. А взагалі-то, як от музиколог, я збирала пісні переважно з центральної України та з лівобережної України, тому весь цей матеріал, він є основою для творчості балаклава блюз. От. І звісно, як Марко вже сказав, ми знайшли багато, ну, українці багато чого пережили за всю свою історію, і всі ці переживання є в піснях, є в сюжетах. І ми це зараз відкриваємо по-новому для себе, тому що знову переживання, знову важкі часи для України, вони, на жаль, продовжуються. І тому ці пісні стають ще більше актуальними зараз в новому контексті історичному. Літає час, мандрімо ти, де ми будемо ночувати. Мені Румунія дуже спеціальна, ну, для мене дуже близька. Тому що перший міжнародний тур моєго життя, воно було в Румунії. І ми з гуртом Lemon Bucket Orchestra, з яким, ну, ми обоє граємо беремо участь в тим гурті, ну, ми об'їздили цілу Румунію 3 чи 4 разів. Ну, ми були скрізь, і на Чорному морі, і в горах, і в Марамуреш, Тімішвара, ну, скрізь ми були. І, ну, ми просто, ну, багато чого, я не знаю чому, але є таке відчуття, що румуни, вони дуже,
ну, якби голодні зрозуміти, ділитися з різними культурами цього світу. Ми коли приїхали з іншими проєктами, то постійно було таке натхнення, які, ну, неважливо, яка то музика, що, просто румуни дуже хочуть якби чути, але не тільки почути, але використовувати цей момент концерту як нагода спілкування. І ми тому ми дуже сильно хотіли приїхати Балаклава Блюз, тому що це якраз проєкт, який доводить до спілкування. Ми хочемо, щоб люди подивилися і потім хотіли з нами спілкуватись, дізнатися більше інформації. І ви питали якраз, як прийшов концерт Тімішвара. Він саме був такий. Ми зіграли, ми все якби відіграли, людям сподобалося. Але що дуже цікаво, після концерту жодна людина не побігла. Наш проєкт, він відкриває діалог, він відкриває в людей знову бажання дізнаватися щось нове, думати, спілкуватися, задавати питання, бо проєкт насправді він неоднозначний. Він викликає питання. А що ми мали на увазі? А що ми хотіли сказати? А ця пісня, вона про що? І люди хочуть це знати, і це найбільша приємність для музикантів, що людям не тільки музика сподобалася, вони сказали, потанцювали і сказали: "Добре, дякую, це було чудово". А щоб вони справді починали думати, починали задавати питання, і це прекрасно. Калина малина, чому не процвітаєш? Молода дівчина, чому стаєш сама? Молода дівчина, цей проєкт, він дуже новенький, тобто ми не дуже багато подорожували. Ми тільки зробили один концерт, прем'єру в Торонто, в Канаді, потім на великому фестивалі в Англії, і ми 2 тижні їздили по Україні показувати от музику і відео, яку ми склали. Це така четверта зупинка наша. Музика і тематика взагалі, вона всім... вона всім відрізняється. В Канаді війна і революція, вона трохи далі, віддалена від кожного життя. В Англії через те, що є це все питання Brexit, воно трохи ближче, бо люди розуміють це, окей, ми зараз там відходимо від Євросоюзу, але отут люди боролися і вмирали за те, щоб бути там, а ми просто його відпускаємо. Тобто воно піднімає якісь там питання щодо своєї рідної політики. В Україні це, звісно, воно дуже гостре, інколи було, ну, занадто гостре людям приймати, бо воно все дуже близьке. У мене було багато наших друзів і знайомих, які пройшли крізь війну, які ще досі на війні. Був один друг, який взагалі в полоні був на Донбасі. І вони були в залі, і ми дуже переживали, а як, чи їм не зруйнує їх це ще більше, бо ми знову піднімаємо ці всі моменти. У нас на відео багато документальних кадрів важких таких з війни є. І ми переживали, як їм зайде. А вони, навпаки, вони сказали, що це так добре, що ви це показуєте, і це не бійтеся цього, це є дуже класно. Ну, це як в кінці, це як блюз. Знаєте, блюз, ще раз я скажу, там воно дуже боляче, коли людина, знаєш, співає про те, як її там душа розривається, і серце поламалось, і не може далі жити, а люди це слухають і кайфують. І це через те, що вони себе бачать в тій музиці, і вони бачать вихід.
Вони бачать, що це не кінець життя, а з того можна таке щось прекрасне зробити. І це надає надію. Mm-hmm. І це дуже добре. У нас є приспіви англомовні, такі, щоб люди в англомовному світі зрозуміли, це таке як хук, зачепитися, щоб вони зрозуміли, про що йдеться, хоча б в одній якійсь фразі. Тобто, ну, але, є різні... але це переважно це українські пісні. Є різні діалекти в Україні. Так що є такі пісні, що я, наприклад, як канадець, в мене свій діалект української мови. І я коли чув декілька східні діалекти, в мене навіть було враження, що це російська мова. А воно просто якийсь трохи інакший діалект української, який знаходиться на сході України. Тобто в нас є пісні, які є різними діалектами східної і центральної України, плюс англомовні. Ми їх зберігаємо, да. Бо як ми їх записали так, ми їх так знайшли, і ми не намагаємося адаптувати мову, ми намагаємося зберегти традицію, щоб представити її в тій самій формі. Во ім'я Господа Ісуса Христа! Все это добром не кончится. Клава, це є така марка, до речі, є з собою. Це така є шапка, знаєш, інколи лижники її надівають, які є тільки очі. Дивіться, і насправді я вам покажу, це є... Як воно виглядає. І насправді це... Це балаклава. От. Тобто вона не має нічого до злочинів, от. Але якщо подивитися на цей символ, то ти бачиш тільки очі людини. А очі людини – це те, за чим не можна сховатися. І ми спілкувалися про це нещодавно, що балаклава, вона для того, щоб тебе не впізнали, принаймні на війні. От, для того вона ховає тебе, вона захищає від холоду, але очі, вони навіть, якщо тобі страшно, якщо тобі боляче, якщо ти злий, вони все показують, ну ти не можеш сховатися за нею. Це так само, ну і ми хотіли таким чином сказати, що ну, від війни не можна сховатися. Якби ви люди не хотіли чути про це, але сховатися неможливо, вона є, і це треба сприймати якось і думати, як нам всім разом дістатися до миру. Ну, ми от, просто, і що зробити ми теж, для того. Ми теж зрозуміли, що якби, ну, ця балаклава, яка є, вона з мирним світом, вона страшна. Але це те, що носять всі українці як татуїровку на своїй шкірі. Тобто воно може не бути, але воно є. Воно ніколи не лишає. Коли ти вже пережив війну, ця балаклава, вона залишається на твоїм тілі. Не кончится.